Omul deseori se roagă milostivului Dumnezeu când este în primejdie, în suferință, în încercări. Încercări care sunt cele mai grele când suntem dușmăniți de cineva fără drept, pe nedrept, să spunem așa. De vrăjmași știuți și neștiuți, care, dacă avem puțină credință, simțim o grea povară asupra noastră. Un om credincios, evlavios, pregătit frumos spiritual, nu poate să se roage, să-și facă pravila și canonul, dacă nu cere iertare, simțind că a supărat pe cineva. Bine, Cartea Sfântă ne spune, chiar dacă noi suntem asupriți de dușmani, drăjmași, neștiuți, să ne rugăm pentru dânsi, să-i întoarcă milostivul Dumnezeu la lumină. De 35 aproape de ani, poate că ați auzit în cerurile care le fac, întoarce, Doamne, la lumină pe vrăjmașii noștri, ucine știuți, dăreșilor sănătate, iertare de păcate și pâine pe masa lor. Știe Dumnezeu, drăguțul, atât timp cât avem credință și iubire față de aproapele, chiar dacă suntem nevinovați, important este să fim iertători, și apoi fiecare va primi de la Dumnezeu, că spune Cartea Sfântă, Dumnezeu întârzie, dar nu uită. Și apoi nimic nu este bine primit înaintea lui Dumnezeu și de folos și nouă, dacă jertfa noastră o ducem bisericii, fără să fim iertați cu cei de lângă noi, semenii noștri. O să vă mirați, poate unii dintre dumneavoastră, dar ce întâlnim noi astăzi, puțină credința noastră a tuturor, și în familie, frate cu soră, părinți cu copii, se judecă de la o palmă de pământ. Nu-și mai recunosc părinții care au născut din greu și crescut, că nu le-au dat averi, nu le-au dat pământ. Și altele le știți, frățile voastre, mai bine poate ca mine, că de greu și cu nevoie va intra în Împărăția lui Dumnezeu un astfel de om. Averea noastră, pomorile noastre, sunt părinții care au născut, le-au născut și crescut. O nu palma aia de pământ, care întâlnim deseori credincioși, credincioase, care se judică de o viață că nu poate să treacă hotarul, să-și ia o căldare de apă pentru animale, pentru casă. Măicuța Domnului a lăsat-o pe mama trupească, care noi putem și chiar dacă a murit părinții noștri, care ne avem în viață și au fost buni credincioși, să ne rugăm spre către dânsii să mijlocească la Maica Domnului pentru noi păcătoși. Bine, ne-am lovit cu toții și v-ați lovit în viață de credința în părinți, nesupunerea în părinți. Ne-a ajuns cuvântul părinților noștri, a mamei noastre, până la mormânt. Este vorba aceasta, cuvântul acesta, de scos sabie, de sabie îți va fi moartea, este un pur adevăr. Dacă ai necinstit părinții pe nesupune neascultare, ferească Dumnezeu și ai și lovit, ai înrădit să-i lovești, că avem foarte multe cazuri, spune omul acela, mâna aceea care a atins pe mama și tata, nu va putrezi niciodată. Să știți că de mic copil m-am simțit sub protecția Maicii Domnului, având-o pe bunicuța mea, văduvă de mulți ani, care îmi transmitea credința vie în Dumnezeu și mă învăța cum să mă rog, de mic copil, cum să fac metane, cum să fac închinăciuni. Am o mare bucurie, o binecuvântare, casa părintească, fiind în Vicovul de Sus Laura, în zona aceea a fost câteva mănăstiri. Într-una din mănăstiri,
din spatele casei mele, din lângă graniță, a văzuit Sfântul Laurențiu, Sfântul Daniel Sihastru, un evrednicul nostru, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop calenic, care mi-a fost și duhovnic și am fost și ucenic. Primul cuvânt care am spus, vă rog, înalt preasfinția voastră, să nu uitați de schitul acela din spatele casei unde am copilărit. Acolo unde a fost schitul acela, a rămas doar un izvor cu apă. A țâșnit pur și simplu un izvor cu apă. Ca semn divin al lui Dumnezeu să se ridice pe acel loc din nou acea mănăstire unde a vețit Sfântul Daniel Sihastru, Sfântul Laurențiu. Și în alt preasfințitul deja a făcut demersuri și am auzit că va începe lucrările după atâtea sute de ani. Nu știm denumirea schitul Laurențiu, cum se va numi, nu știu. Dar vreau să vă spun că acolo, la crucea aceea, până și bunica mea, înainte să moară, a avut această dorință ca mama mea să-i aducă un ulcior cu apă, de la izvorul, de la schit, așa spunea. Și ea, fiind în agonia morții, mama a zis că nu mai mă aduc eu până în dealul mare, mă duc și aduc la fântână. Apă, că n-am timp, dacă moare până vin eu. Și când s-a dus, i-a dea cana cu apă, a zis că aceasta nu este apa de la schip, de sus, de la izvor. I-a dus apă de la fântână, de lângă casă. Și este hram 8 septembrie și pe 14 septembrie în Înălțarea Sfintei Cruci, unde vin mii de pelerini. Și fac un apel la dumneavoastră aici să putem aduna, măcar pentru celălalt de 14, unde sunt foarte mult popor, ălălalt ne mai ajută, văd, și afară, pentru alimente, pentru ceea ce facem, să primim autocarele care vin de cu seară, din ajun, din toată țara, și din Maramureș și din toată țara. Am venit, măicuță, cu drag am venit la hade bune codru, la locul sfințit. Cu toții. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să spunem necazurile care mai avem. Am venit, măicuță, pentru care strigă într-una după ajutor. Ce în suferință te rugăm așa, dă-ne-a ta răbdare, crucea este grea. Cu toții. Ne-a spus și durerea.